Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm să fim împreună în casa de rugăciune, la o întâlnire cumva specială, deși n-ar trebui să fie foarte specială, ar trebui să fie o obișnuință. S-au amintit aici de dorința lui Moise, eu aș vrea ca tot poporul să fie alcătuit din proroci. Amin. Și să dea Domnul darul acesta mai multora din noi. Am vrut să încep cu partea slabă. Rugați-vă pentru mine, că îi spuneam fratelui Victoraș, cred că în ultimele 60-70 de ore am dormit foarte, foarte puțin, câte 2-3 ore pe noapte și numai alergătură. Și mai este ceva, dar ce e, nu o spun. Apropo de mască, nu facem noi rânduiala. Acum știu că dumneavoastră mulți nu vă temeți de COVID, cât vă temeți de amendă. Sunteți în oraș, trec autoritățile, trec controlele și e bine să ne dea Domnul înțelepciune la toți. Vis-a-vis de lucrarea aceasta, nu știam cu ce să încep. Mă gândeam că să încep cu Roman capitolul 12, versetul 1, 2 și 3. Vedeți dumneavoastră, în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, sunt trei liste cu daruri ale Duhului Sfânt. Roman capitolul 12, 1 Corinteni capitolul 12 și Efeseni 4 de la 11 în jos. În toate trei locurile când se vorbește despre darul Duhului Sfânt, biserica e comparată cu trupul lui Hristos. Când Roman 12 cu 4 începe, că după cum într-un trup avem mai multe mădulare, în Corinteni 1 cu 12, adică 12 13, noi toți în adevăr am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup. În Efeseni 4 cu 11, era dat pe unii apostoli, proroci, evanghelii, păstori și învățători pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de... Așa, în versetul 16, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Deci în toate locurile, când se vorbește despre darul Duhului Sfânt, biserica este comparată cu un trup. E trupul lui Hristos, iar noi suntem mădulare unii altora, capul fiind Hristos, slavă Domnul. Mergem în Romane capitolul 12, cred că versetele 1, 2 și 3 sunt de fapt condiții minimale pentru un aspirant al darurilor Duhului Sfânt. Și acolo spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci, spuneam și altă dată, Duhul Sfânt nu are limbă, nu are buză. El se folosește de noi ca oameni, de trupul nostru. 1 Corinteni 3 cu 16, nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 6, 18 și 19, hai, numai 19. Și trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt, inclusiv prorocia când vine de la Dumnezeu, se manifestă prin trupul nostru, prin limba noastră, prin gura noastră. De aceea, prima condiție este ca trupul întotdeauna să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Pentru că dacă ești un om cu darurile Duhului, dacă ești proroc, ești evanghelist, ești cântăreț, ești ce ești, dar stai acasă și nu vii în adunare și nu beneficiază alții de darul tău, la ce folos? Dacă suntem ca și oameni și slujitori foarte comozi, foarte comod. La ce folos e darul ăla care l-a dat Dumnezeu în tine când tu nu vii la rugăciune, nu vii la repetiție, nu mergi la evangelizare? Deci prima condiție mi se pare, de bun simț, trupul nostru să fie întotdeauna pus la dispoziția lui Dumnezeu. Povesteam eu poate și la Bistrița, m-a solicitat un prieten să mă duc cu nepotea lui care trăia în Austria, familia, măi, băiatul a plâns o câteva zile, o trei zile, l-a dus la spital, nu a avut ce face și la ora 12, la 11 și ceva noaptea, dragul spoială, prezbite la noi în adunare, spune, băi, hai să mergem până la moșul Jean la rugăciune, să se roage pentru copil, că moare copilul, nici nu e al meu. Nu tu telefon, nu în științare, ne-am suit în mașină până dincolo de Botoșan, la Roma, vreo 15 km, cred. Când am ajuns acolo, eu spun, stați aici, mă duc să-l trezesc pe moșul. Era 12 și jumate, noaptea. Când mă duc, moșul după portiță. Pacea Domnului.
Așa, Domnul, ce faci, frate Jean? Băi, mi-a spus Duhul Sfânt că veniți cu un copil bolnav să mă rog pentru el. Și am întrebat, unde-i copilul? Zic, în mașină. L-am adus, s-a rugat, din momentul ăla copilul a fost sănătos și mare acum. I-a spus Duhul Sfânt, dar câtora din noi Duhul Sfânt nu ne spune noaptea, trezește și fă o rugăciune pentru adunare. Și eu mă întorc pe partea cealaltă, mă învelesc afară, parcă e cam răcoare, suntem noi total la dispoziția lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, asta e o condiție minimală, ca pentru cei care aspiră, când noi toți umblați după darul cel mai bun, trupul tău să fie întotdeauna curat și pus la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Să nu vă potriviți chipul veacul acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă și desăvârșită. A doua condiție, întotdeauna mintea ta, gândul tău, cugetarea ta să fie la Dumnezeu. Să vă prefaceți prin înnoirea minții, ca să deosebiți voia lui Dumnezeu. Dacă tu ca proroc n-ai deosebit voia lui Dumnezeu și trâmbița dă un sunet încurcat, spunea Apostolul Pavel, cine îți pregătește de luptă? Dacă tu ca predicator, eu, frații mei, n-am nicio schiță, uitați, asta e Biblia mea, nici un punct, nici o virgulă, dar în mintea mea am o schiță. Pentru că dacă eu vin în fața adunării ca predicator și mie nu mi-este foarte clar ce am să predic și ce am să spun, ce o să înțeleagă adunarea? Oricum noi prin redare mai pierdem. Mai pierdem că nu stăpânim așa de bine limba română și ne poticnim în vorbe, da? Dar mie mi-este foarte clar ceea ce vreau să spun. Ori ca proroc sau ca unul care are descoperiri de la Domnul, dacă el nu le înțelege foarte bine, ce să spui adunării? Aici fac o paranteză. Când vorbim de descoperire, eu cred că sunt trei părți distincte. Îi revelația, interpretarea și redarea. Deci revelația, îi interpretarea și redarea, felul în care o spui. Toate trei sunt foarte importante. S-ar putea ca unii la un anumit nivel să greșească, trece prorocia ca fiind mincinoasă, nu-i de la Domnul, proroc mincinos, dar s-a strecurat o greșeală undeva în astea trei nivele. Și eu spun, am văzut un cal alb. Foarte clar am văzut, mi s-a arătat în mijlocul dumneavoastră un cal alb. Acum vine fratele Victoraș și mă întreabă, măi, ce-ar însemna calul ăsta alb? Eu am văzut foarte clar. El mă întreabă, măi, ce-ar însemna? Și s-ar putea că dacă Domnul nu mi-a făcut de cunoscut, să-i dau eu o interpretare și să fie greșit. Revelația a fost corectă, a fost de la Domnul. Interpretarea mea a fost greșită. Și nu-i bună lucrarea. Sau tot la fel de bine, s-ar putea să greșim prin redare. Atunci când vorbim de lucrarea profetică, un fel de a proroci, când Duhul Domnului pune în Duhul omului un gând, o idee pe care omul o transpune cu cuvintele lui. S-ar putea greșeala să fie în redare. Și în redare, lucrarea copie temperamentul uman. Până și gradul de cultură îl copie. Dacă este un om care îi iute, îi nervos, vorbește tare, el așa o să prorocească. Dacă unul mai calm, mai blăjân, lucrarea el o va da după temperamentul lui. Până și gradul de cultură și vocabularul folosit. Pentru că eu vorbesc cu vocabularul pe care îl am. La Ițican a venit un băiat la steruință, un băiat venit din lume. Într-o seară a primit Duhul Sfânt și a primit dar de prorocie. Și a prorocit și printre altele o să ascultă poporul. Dacă te întorci cu înspre mine și de așa mult, voi lucra cu tine ca în filme. Și ăștia au început să râdă, măcar că era rugăciune, bă, ce prorocie asta, voi lucra cu tine ca în filme. Ei, fratele Liviu Jeniu, care îl cunoașteți bine, eu zic, mai stați așa un pic. Băiatul ăsta vine de la film.
El de lumea lui, el așa știe că sunt fanteziile acolo la filme. El o trebuie să spună lucrurile cu semne și minuni. El n-avea vocabular biblic. De aceea eu tuturor prorocilor recomand să folosească un limbaj biblic cât pe cât posibil. Domnul să ne ajute. Revelația, interpretarea. Când cineva are o descoperire de la Domnul, o văzut clar, ca Corneliu, într-o vedenie, dar nu are interpretarea, nu știe ce înseamnă, poate face două lucruri. Unu, se mai roagă Domnul ca să-i arate, și Domnul poate arăta, sau poate să spună persoanei în cauză, măi, uite, asta mi-a arătat Domnul, nu știu ce înseamnă. Să fie o taină între Dumnezeu și el. Că Chehaze a vrut să îndepărteze pe Sunamita. Și Elisei a spus, lasă-mă că e amărâtă și Domnul mi-a spus, nu mi-a făcut de cunoscut. Și Elisei poate era mai proroc decât unii din noi, da? Am mai povestit asta la Ițcan, într-o familie, a venit un străin. Era rugăciune, a venit un străin, s-a plecat pe genunchi, se ridică un frate care îl cunosc bine și îi spune, frate, mă, două vedenie, nu le-am înțeles. În una se făcea o casă mare, frumoasă, ca un castel. Și am întrebat acuici, ca lui, care e venit străin. Dar pe când mă uitam la el, a început să dărăpâneze casa, să crape pereți, să se prăbușească. Am mai văzut o turmă de vite grasă, pășteau pe un pășune și Domnul mi-a spus că e adumitale. Dar pe când mă uitam, așa ca în vedenia lui Faraon, vitele a început să moară, dar nu știu ce înseamnă, frate, eu nu pot să spun că nu mi-a spus Domnul. Ăla se ridică și începe să plângă, spune, frate, n-ai de unde să știi. Eu nu sunt din zona, am auzit că cer de rugăciune, am venit special. Eu sunt în biserică un om cu bani. Eu am ajutat cu bani, nu mult, foarte mult, și în construcții, și s-au făcut alegeri de comitet, nimănui nu i-a dat prin cap să mă propui măcar și pe mine în comitet. Și atunci am spus așa, vreți în comitet, mai dați voi care stați acolo. Că eu am dat și n-ați fost recunoscători. Și nu numai că m-am hotărât că nu mai dau. Mi-a părut rău și de ce am dat. Că am spus că eu banii și dacă îi folosem la firmă, eu o duceam bine. Dar dacă Domnul mi-a spus așa, prorocul a început și el să plângă, nu știa. Zice, măi frate, nu te știu, du-te cu Dumnezeu, vezi că Domnul ți-a vorbit. S-ar putea, dacă nu ai o interpretare corectă, vezi să nu o dai tu de la tine. Tu spune, măi frate, în dreptul tău am văzut asta, soră, un izvor, o stâncă, o găleată, o piatră, nu știu, ai smerenia să spui, nu știu ce înseamnă, s-ar putea ca el să știe. Și repet, nu vă poticniți în redare. La noi era o soră în vârstă, mă, la 80 ceva de ani, care prorocea cam așa, iată ce spune Duhul Sfânt. Și vine un frate, spune, băi, Dragoș, dar Duhul Sfânt nu știe limba română, îți spune de trei ori, iată. I-am spus, nu spune Duhul Sfânt, sora Dochița spune de trei ori, iată, că lucrările îi zbune. Forma ei de redare era un pic deficitară. Și acum revenim la Roman, capitolul 12, versetul 2. Dacă mie nu mi-este clar mesajul, dacă eu când predic nu știu ce vreau să spun, dacă ăla care cântă nu știe ce mesaj are cântarea, ce o să înțeleagă adunarea? Și o condiție, repet, minimală este trupul în slujba Domnului și mintea întotdeauna la Dumnezeu. Să vă prefaceți prin înnoirea minții ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, versetul 3, Roman 12:3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia despre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Adică lucrarea să fie potrivit cu măsura de credință. Analogic. Iar măsura după care noi ne luăm, măsură poate fi o cantitate și măsură poate fi un îndreptar. Eu am făcut casa, am zidit-o cu mâinile mele și din când în când puneam îndreptarul. Asta era măsura să văd dacă e dreapt peretele sau nu. Măsura prin care am primit noi credința e Sfânta Scriptură, frate. Măsura odată este volum,
câtă credință ai, iar măsura de credință, noi toate prorociile le măsurăm cu Scriptura. Și dacă nu sunt după Scriptură, dați-mi voie să nu le primesc. Asta a spus Romani 1, 2, 3, condiții minimale. Hai să mergem și la 1 Corinteni, capitolul 12, câteva lucruri generale. Nu vreau să vorbesc foarte mult, că mai fac o precizare. Despre prorocie se poate vorbi foarte, foarte mult. Eu n-am să vorbesc așa mult sau nu pot vorbi totul despre prorocie din două motive. Unu, nu știu totul despre prorocie. În Roman 13:9 spune cunoaștem în parte. Eu vă spun părticica care am înțeles-o eu. Alții din dumneavoastră poate au mult mai mult sau altceva în privința asta. Deci eu nu cunosc totul și în al doilea rând e timpul care nu ne permite, mai ales mie. Mergem în Corinteni capitolul 12 despre darurile Duhului Sfânt. Acolo, darurile duhovnicești. În ce privește darul duhovnicesc, fraților, nu voie să fiți în necunoștință cu unul. Când erați păgân, vă duceam la iduri cei mult. Câteva remarci vreau să fac despre lucru cu darurile Duhului. Versetul 3, cred că e kilometru zero. Primul pas în a folosi darurile spirituale spune așa. De aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate să zică Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Reținem lucrul ăsta când începem să lucrăm cu darurile duhovnicești. Fie că îți darul descoperit, pot fi vise, vedenii, vorbind în limbi, tâlcuirea în limbilor, dar de cunoștință, dar de deosebirea duhurilor, prorocii. Kilometru zero de la care plecăm, nu uităm că Iisus Hristos este Domnul. Ei veneau dintr-o lume păgână, spune când erați păgâni, vă duceți la idoli cei mult. Dar acum Iisus Hristos pe care eu vi-l propovăduiesc, nu-i vorba de nicio șarlatanie, de nicio șmecherie, de nicio vrăjitorie, e dar autentic, dar rețineți, Iisus Hristos este Domnul. Asta îmi spune mie ca predicator, ca proroc, ca și cântăreț, că nu am voie să aspir la niciun pic de slavă. Că dacă Iisus Hristos e Domnul, El e în centru la toată slujba și a Lui e slava întotdeauna. Să ne dea Domnul smerenia aceea în seara asta. Eu dacă am cântat mai frumos, dacă am predicat mai bine, dacă am avut o prorocie și s-a împlinit și am coborât foc din cer, păi nu eu, că Pavel s-a rupt hainele și a spus oamenilor la porțile Listrei, dar omul ăsta, noi suntem oameni, de aceeași fire cu voi. Sau Pavel spunea, ce lucru ai ca să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Ca și cum nu l-ai primit. Deci dacă cineva are un dar, e dar de la Domnul, dar prin asta Iisus Hristos e slăvit. Și slava să fie a Lui întotdeauna. Ne oprim la versetul 7. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Duhul și darul nu-i pentru noi. Când vorbim de mai multe caracteristici ale darurilor Duhului Sfânt, nu intrăm în seara asta în ele, una din ele așa, darurile de manifestare a Duhului Sfânt sunt pentru cei botezați cu Duhul Sfânt. Și acum vine Corneliu și spune că am văzut într-o vedenie, înainte de a avea Duh Sfânt, asta a fost lucrarea lui Dumnezeu prin care l-a chemat pe El la pocăință. Oamenii pot să aibă, Iov capitolul 33, Dumnezeu vorbește prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii se scumpună. E chemarea ta la pocăință, dar nu-i dar de lucrare pentru biserică. Eram într-o biserică, am botezat două tineri și a venit un frate la mine, o bisericuță mică, frate, am avut o vedenie. Spune frate Ionică, ce vedenie? Am văzut când ai băgat în apă două capre și au ieșit tot capre. Eu zic, frate, dar matale, ești botezat cu Duhul Sfânt? Nu, dar vedenia mi-a fost clară. Mai vin încoace un pic. Nu poți să fii un dar de manifestare și de slujire în biserică dacă dumitale nu ai Duhul Sfânt. Poate fi o închipuire, o năzuire a dumitale, dar matale, intră în stăruință, primește darul, după aceea lucrezi. Și darul se dă spre folosul altora. Eu nu-mi prorocesc mie, nu-mi prorocesc la alor mei, și la darul se dă în folosul altora întotdeauna. Eu am, cine a citit cartea despre fratele Voronoiev?
care au adus credința în Rusia, spune că el era foarte bolnav și avea dar de vindecare. Veneau frații la el, îl ridicau frații greu de pe pat și el mergea și spunea mâinile peste bolnav și bolnavii se vindecau. După care spunea, măi, puneți-mă înapoi în pat că am obosit. Și Domnul pe el nu l-a vindecat. Eu eram la Brașov unde era, eu eram în adunare, eu nu spun din ziare. Eram în adunare, predica un frate de aici. Și la un moment dat se oprește, spune că în partea surorilor, la Brașov, pe Brândușilor, 12 surorile erau în dreapta, cum tu de la Amvon. În partea surorilor, 1, 2, 3, 4, nu știu cât, a șaptea bancă, a doua soră de la margine, are cancer la gât. Domnul în clipa asta o vindecă. Da, noi, el a spus, noi am rămas la două săptămâni. Femeia aceea era de pe lângă Brașov. O venit și o mărturise, fratele, eu am avut cancer la gât, am verificat în două săptămâni, spun acum, mărturisesc că Domnul m-a vindecat. Asta era în timpul predicării. Dar fratele acela era paralizat și mergea foarte greu, l-ajuta o frață. Și eu în mintea mea de copil, că făceam liceu, mă, dar de ce nu se vindecă întâi pe el? Dură, eu și face, spunem, Doamne, vindecă-mă și după aia pe alții. Dar fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Vezi că cineva are nevoie de prorocia ta, cineva are nevoie de cântarea ta, cineva are nevoie de vedenia ta, că nu-i pentru tine și pentru slava ta, îi spre folosul altuia. Versetul 11 ne oprim. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Supremația Duhului aici. Toate darurile astea le dă Domnul după cum voiește El, dar mai adaug eu aici, fac o remarcă. Dacă Domnul Hristos e capul bisericii, El le dă după nevoile care sunt în biserică și după cât de mult e cerut un dar. Că o altă caracteristică a darurilor este că pot fi cerute nominal. Nu-i păcat să ceri de la Domnul un dar. Pavel spune, cine vorbește în altă limbă, să se roage, să aibă și... Asta e o rugăciune specifică. Doamne, dăm tâlmăcirea. Eu vorbesc, dăm tâlmăcirea. Nu e un păcat. Dacă Domnul găsește de bine, ți-l dă, dacă nu, nu. Nu este păcat să ceri un anumit duh. Dar aici apare suveranitatea. Și în versetul 18 spunea că El a pus în trup pe fiecare. V-am mai povestit eu. La noi eram într-o seară și la noi acum este ruință în seara asta și la altă seară și ieri au fost. Și avem niște tineri foarte, foarte credincioși, foarte buni. Așa parcă generație tineri n-am avut niciodată. Până acolo i-am oprit că posteau prea mult, câte 5 zile pe săptămână. Și ne-a spus, băi, sunteți în crește, avem la facultate, la liceu, am vorbit cu părinții, măi, două zile pe săptămână le ajunge, sunt creștere, au de învățat. Îmi spunea cineva că îi tremur în mâna, băi, dacă la 20 de ani... Dar cum eram noi la rugăciune, vine o fată de pe la Dumbrăveni, o fată tânără, și spune că iată că în seara asta vreau să dau un dar de prorocie în mijlocul celor tineri. Eu cu mintea mea de om bătrân, eu aveam o fată, era acolo, cu minte, pocăit, nu mi-a ieșit odată din vorbă, m-am rugat, am spus, Doamne, dă-i la fata mea, m-am rugat să prorocească. Și când eu mă rugam, Doamne, tu știi că e pocăită, știi că e smerită, că umblă îmbrăcată, cuvincios, îi explicam eu la Dumnezeu. De lângă fata mea, o fată ridică mâinile în sus și începe să prorocească. Și în ziua de azi are lucrări de la Domnul. Și a spus, măi, chiar lângă mea era. Dar nu dăm noi darurile. Acolo e suveranitatea. Toate acestea le dă unul și același Duh după cum voiește El. El dă după nevoile biserice și după cât e de căutat un dar. Mergem mai departe la versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos. Fie rob, fie slobă, așa mai departe. Și toți am fost adăpați din același Duh. Eu aici am spus, când vorbim despre botez, sunt trei elemente distincte. Botezătorul, ăla candidatul pentru botez și elementul în care e scufundat. La apă, îi fratele Victoraș, ia pe un bărbat, o femeie și îl scufundă în apă și ridică, ăla-i botez. La Duhul Sfânt, botezătorul e Domnul Iisus. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Candidatul e ăla care stăruiește
și scufundat în Duhul Sfânt. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Se pare că versetul 13 îmi spune altceva. Și noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Aici botezătorul e Duhul Sfânt, candidatul sunt eu, dar în ce am fost botezați? Și eu cred că aici este includerea în trupul lui Hristos. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Aici aș putea spune scurt, lucru în echipă. Fraților, eu am întâlnit haiduci de ăștia duhovnicești, care au prorocit fără să fie controlat de nimeni, verificat de nimeni și au dat-o în bară. Am întâlnit cercetători ai Scripturii care atât au cercetat Scriptura până au interpretat-o cum au vrut ei și au plecat din adunare, că nu-i bun. Și mi-a părut bine de Apostolul Pavel, care a primit Evanghelia din cer, șef de promoție la picioarele lui Hegel, nepotul lui Gamaliel, da? Răpit în cer, a primit Evanghelia de acolo și după un timp, în urma unei descoperiri, se duce la Ierusalim și îl întreabă pe Petru, care cărpea mrejele. Petru, e bun cum predic eu? Asta au făcut. Citiți, vă rog, în Galateni. Și ei, cei mai cu vază, spune, nu mi-au adaus nimic, adică nu mi-au adăugat nimic, au spus, e bun, Pavel, tu la neamuri, noi la evrei. Deci omul ăsta cu revelații dumnezeiești, răpit în cer, ce au văzut acolo, nu ne-au putut explica, se duce la Petru și la Ioan și întreabă, măi, așa cum predic eu? Și repet, am văzut singuratici din ăștia duhovnicești, care cândva au prorocit bine, au predicat bine, au slujit bine, nu au vrut să fie controlați de nimeni. Nu au vrut să lucreze în trupul lui Hristos. Nu au avut nevoie și de alt mădular. Eu știu ce am de făcut. Și au dat greș. Aici eu cred că Apostolul Pavel vorbește de lucru în echipă. La noi avem întâlniri cu proroci. Și era o soră care nu prea se supunea. Și au greșit de vreo două ori în lucrare. Am chemat prorocii, ne-a rugat și spune, măi frate, am avut o vedenie. Dar noi dacă suntem de la țară, nu putem să fim într-o navetă spațială vederea. Uite că am văzut-o pe soră așa, era înfățeșată ca un cal nărăvaș care nu suporta căpăstru. Când voia să-i pună căpăstru, cineva să o conducă, e... Și i-a spus soră, pe baza lucrărilor și a greșelilor care le-ai făcut, vă rog frumos, stați un pic deoparte. Și am oprit-o. Acum când cineva oprește, dar poate ajungem și aici. Hai să ajungem întâi la fapte 12 cu 28, că exersarea darurilor Duhului Sfânt se face sub o cârmuire pusă de Dumnezeu. Și El a rânduit în biserică, întâi apostol, apoi proroci, apoi pe cei care au darul, da? Deci toată manifestarea darurilor se face sub o conducere pusă de Dumnezeu. Și între conducerea adunării și slujitor există raporturi de colaborare și raporturi de subordonare. Și dacă cineva din conducerea bisericii, egal pentru ce motiv, poate numai ca să te pună la probă, îți pune o interdicție, tu trebuie să iei seama la ea. Era fratele Răuț Vasile, un bun predicator, mai rar, n-am 10 de noi la un loc, nu știm Scriptura cât el. Și au avut un conflict cu cineva din conducere. Îi știu și numele, dar nu-l spun. Și i-a spus, băi, frate Vasile, de azi înainte nu mai predici până nu spun eu. El, gata, frate. Dar el era un fenomen în cunoașterea Scripturii, dacă l-ați cunoscut, dacă ați vorbit cu el. Vorbea 6-7 ori, numai versete în Scriptură, fără să dea greș. Și nu a mai predicat. Și are el într-o seară un vis. Vine un înger la el și spune, Vasile, ce faci? Stau. Dar de ce nu predici? Păi m-a oprit și îi spune numele. Îngerul a scos o agendă, dacă să înțeleagă moșul. O răspuit, da, în ziua de, la ora da, o spus să te oprești. Mă duc de acum la el. O pleca la el și a început omul ăla să aibă necazuri. Pagube materiale, bol în trup, copii, dar de fiecare dată când avea un necaz, Duhul Sfânt îi spunea, pentru că l-ai oprit pe răuț. De ce?
O dată, de două ori, că Domnul nu ne bate ca un sadic, așa că îi place să ne bată. Îl mustra, dar conștient de ce e. Și îmi spunea că într-o seară a luat fratele pălăria pe cap să-l dă răuți, de azi înainte ai voie să predici, gata. Și moșul a predicat până închis, ochii am fost la el la mormântare, eu. Între slujitorii ăștia și conducerea bisericii există raport de colaborare, bine ar fi să fie, și raport de subordonare. Și el a dat pe unii toate darurile astea sub o cârmuire pusă de Domnul. Acum cineva vine și spune, frate Rauș, dar sunt cârmuiri care sunt total împotriva lucrării Duhului Sfânt, total împotriva prorociilor. Am întâlnit astfel de biserici și eu. Ce fac eu cu darul dacă ei nu mă lasă? Ei, și atunci sunt mai multe variante, nu vi le dau eu. Ceea ce aș recomanda eu, să rămâneți în biserică, vorbiți cu cei din conducerea bisericii, cu post, cu rugăciuni, ca Dumnezeu să ilumineze și pe ei. Dacă nu, am întâlnit biserici foarte lumești, total împotriva lucrării, și Domnul spunea, când sunteți prigoniți într-o cetate, băi, du-te acolo unde poți. Organizează un cer de rugăciune la tine acasă, dar nu în timpul adunării. Și continuați să răbdați, să-i sfătuiți pe cei din conducere, ca Domnul să le dea lumină să intre pe făgașul Scripturii. Deci, 1. Iisus este Domnul, slava ia Domnul, darul în folosul altuia, suveranitatea Duhului, lucru în echipă, lucru sub o cârmuire pusă de Dumnezeu, și vine Corinteni, capitolul 13. Aici e capitolul despre dragoste. Exersarea darurilor Duhului Sfânt se face în dragoste. Cineva spunea că dragostea e carul în care îi punem toate uneltele, toate darurile care le folosim în adunare, le punem în căruța asta care se cheamă dragostea. Că e una să prorocești cu dragoste, e una să predici cu dragoste și alta să spui adevărul fără dragoste. Deci rețineți, și aici ar fi mult de vorbit, nu intrăm în detalii. Toată lucrarea asta, slujba cu daruri, trebuie să fie caracterizată de dragoste. Și am mai ales un verset din 14 cu 40, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Eu când merg într-o adunare, mă interesez care-i rânduiala adunării. Frate, până la ce oră putem sta? Când suntem în grupuri de rugăciune, un proroc are o descoperire, un frate, o soră. Se întâmplă dacă sunt puțini, pune mâna pe dânsul, frate, pentru tine. Dacă sunt mai mulți, arată în direcția aceea. Dacă sunt mai mulți, poate rămâne la urmă ca să spună, lucrarea a fost pentru sora de acolo. Am întâlnit biserici destul de serioase, ca să spun așa, în manifestare, și am întâlnit proroci, proroci tineri. Nu spun că n-aveau lucrări de la Domnul, dar noi ne-am poticnit că manifestarea nu era bună. Venea puterea Duhului Sfânt peste el aici, fugea până în fundul adunării, trecea printre șepte surori, pentru tine, soră. Și iară, ducea în partea cealaltă, cineva spunea că asta mai degrabă agrează firea. Eu nu știu ce e aceea șău, dar spunea, măi, Domnul nu iubește șăuri duhovnicești. Deci eu trebuie să știu care-i rânduiala, cum e manifestarea darului la voi și să mă încadrez în rânduială, că exersarea darului se face în chip cuvincios. Chip cuvincios are de a face cu estetica, să fie frumos, și cu rânduială. Acum există două extreme. Unii sunt atât de preciși că nu dau voi manifestării Duhului Sfânt. Eu am întâlnit programe de la 17 minute până la 23, ai o poezie de 6 minute, mai ai până la 29, nu știu ce. Am spus, bă, dacă Domnul dă o prorocie, ce faci cu programul? Stăm cu hârtia în mână. Trebuie să lăsăm libertatea Duhului. Odată la noi predica fratele Virgil Neagu despre implicarea Duhului Sfânt și spontaneitatea Lui. Că Duhul Sfânt poate interveni peste noi ca și în casa lui Corneliu, da? Și în altă parte. Și era la evanghelizare. Pe când predica el la noi, la Bosanci, se ridică un bărbat pe care eu îl știu foarte rău, nu-i spun istoria lui, numai cu toporul în mână, o bătut nevastă, o trăvit, așa. S-a ridicat și
Frate, vizirul a rămas. Zic, băi, oameni buni, vreau și eu să mă pocăiesc, dacă îmi dați voi, nu știa să hotărască. Ei, noi când am înțeles despre ce ne-am bucurat, zicem, bine, gata, nu a început bine, s-a ridicat un tânăr. Stați așa un pic, striga, stai așa un pic. Vreau și eu să vin cu voi. Fraților, au fost 6 persoane care s-au hotărât la predica aceea, dar atâta de ani napoda, că dacă eram, până la urmă am înțeles că e lucrarea Duhului. Cum îl cerceta Duhul? Cum se ridica? Care-i cășuna lui? Se ridica. Dar până la urmă, la o predică, au fost 6 oameni care s-au hotărât. Apoi ce făceam eu dacă aveam schița 1, 2, 3, până la și 27 de minute? Și când îl mai lăsam pe Duhul Sfânt? Noi dăm voie Duhului Sfânt să intervină în slujbele noastre. Pe de partea cealaltă, unii folosesc cuvântul din Corinteni, unde Duhul Domnului slobozele și fac aproape orice. Cuvântul ăla nu-i la prorocie, cuvântul ăla se referă la lege și la har. Și acolo unde Duhul Domnului slobozele, nu mai trăim sub lege, dar nu că ne manifestăm cum vrem noi, tot felul de eschibiții prin adunări, că e Duhul Domnului și slobozenie. Nu, nu. În chip cuvincios și cu rânduială. Asta spune Scriptura. Doamne ajută! Aș vrea să vorbesc puțin, că am spus că vorbesc puțin, dar timpul trece, despre lucrarea profetică. Repet, nici n-am să spun tot ce știu și sunt multe lucruri care nu le știu. Mă mai întreabă, frate, câte unii, băi, nu știu, stai, nu mi s-o dat asta. Acum, ca să vorbim despre prorocie, eu când mă gândeam la astea și vorbesc numai din amintiri, din amintiri, acum și m-a rugat Domnul să-mi aduc aminte câteva lucruri care v-ar fi vouă de foc. Eu mi-am pus câteva întrebări. Întâi am spus așa, 1. Ce este prorocia? 2. De ce e nevoie de prorocie? 3. Care e scopul prorocie? 4. Care e conținutul unei prorocii? 5. Cum se formează? Cum vine o prorocie? 6. Cum verificăm o prorocie? Și la 7 avem câteva lucruri la diversă. Hai să le luăm pe rând așa. 1. Ce este prorocia? Cea mai scurtă definiție. Prorocia este o vorbire inspirată de la Dumnezeu pentru oameni. Asta e. Nu mai intrăm în greacă, că eu nu știu greacă. Cu prorocia, vorbi înainte, ce să spun că știu dacă nu știu. Deci, prorocia e o vorbire inspirată de la Dumnezeu pentru oameni și are două drumuri pe care le parcurge. De la Dumnezeu până la proroc și de la proroc la destinatar, un frate sau biserica. Aici trecem mai repede. 2. De ce este nevoie de prorocie dacă avem Sfânta Scriptură care ne mântuiește? Eu fac aici o afirmație. Sfânta Scriptură e suficientă pentru mântuirea noastră. E suficientă. Și mă mai spun ceva. Dacă un om care s-a pocăit în viața lui nu a beneficiat niciodată de nicio prorocie, dacă o trăit pocăința, va fi mântuit fără nicio prorocie. Și atunci, așa ce trebuie prorocie? Prorocia nu completează Scriptura, nu completează. Și prorocia nu contrazice Scriptura. Egal cine e prorocul și vasul ăla vestit. Nu o contrazice și nici nu o completează. Prorocia este un răspuns al lui Dumnezeu pentru problemele noastre personale. Eu am vrut să mă duc la școală. Am gătit clasa 8-a și trebuie să mă duc la toamnă la școală. Nu am găsit în Biblie la ce liceu să mă duc. Și atunci am spus, Doamne Iisuse, trimite, dă-mi o direcție, unde să mă duc, ce să fac. Și Domnul mi-a vorbit. Nu știu cu cine să mă însor. La noi așa sunt toate fetele frumoase și pocăite. Dar eu nu pot să iau decât una. Și atunci am voie să mă rog Domnul ca Domnul și printr-un cuvânt profetic, spun și printr-un cuvânt profetic, să mă călăuzească pe calea cea bună. Da? A venit un proroc, parcă Agab a venit, și o prorocit că la Ierusalim va fi o foamete mare. Frații au crezut prorocia, s-au apucat să facă strângeri. Când a venit foame la Ierusalim, ăștia au plecat cu pachetele. Cu ce a deranjat doctrina mântuirii prorocia? Mai degrabă o ajutată. Că prorocia nu contrazice și nu completează Scriptura. Prorocia este un ajutor care ne trebuie nou și ne-l dă Domnul nou la problemele personale pe care le avem. 3.
Care-i scopul prorociei? 14:3 Corinteni. Zidire, sfătuire și mângâiere. Aici nu avem ce vorbi. Deci prorocia trebuie să aibă ca scop final zidirea, sfătuirea și mângâierea. Dacă o prorocie nu împlinește scopul, pentru mine cu semnul întrebării. Prorociile care fac dezbinări, prorociile care aduc tulburări, prorociile nu mai spun că despart familie, că e de la Domnul, astea nu sunt prorocii de la Domnul. Că prorocia în final, când prorocul spune amin, ea trebuie să zidească, să sfătuiască și să mângâie. Asta e scopul prorociei. Dar venim acum la punctul 4. Care este conținutul prorociei? Ca să se atingă scopul, prorocia conține ceva. Domnul vorbește ceva. Într-un final, ăsta e scopul. Sfătuire, zidire și mângâiere. Dar ce conține prorocia asta? Și atunci, poate să conțină descoperire. Descoperire. Fie că descoperă parte de trecut și asta aduce convingere. Auzi, vină cu bărbatul tău. Zică, dar n-am bărbat. Nu, cât 5 ai avut și ăsta nu e al tău. Și a spus femeia, băi, veniți un om de meu. Mi-a spus tătul. Deci, sunt anumite taine ale inimii pe care prorocia le poate descoperi. Spune acolo, va veni unul, taina inimii lui va fi descoperită. Chiar aseară vorbeam cu fratele Bădeliță. Fratele cunosc. Tata lui a fost în război vreo 8-9 ani. El era un om foarte dur. După 8 ani de război, a venit acasă. Soția lui s-a pocăit și el s-a dus la adunare, s-a scoat afară. Și îmi spunea Ionică, băi, când tata povestește, când a ajuns pe hol nervos, un proroc din adunare a strigat, ascultă, bărbatule, care ești pe hol. Când erai în tranșei la nu știu unde și ai făcut următoarea juruință și ai spus că dacă eu, Domnul, sunt acela. Și că, băi, s-a ridicat părul pe el, o intrat plângând în adunare și atât a spus, frate, eu să mă pocăiesc. Ei, era o taină a inimii. Și acum, taina inimii nu e întotdeauna un păcat care îl are omul și noi vrem să-l descoperi Domnul. Nu e întotdeauna asta. Îmi povestea un frate, un proroc al Domnului, lucra pe șantier cu un băiat tânăr. Băiatul flera după fete, tătă ziua îți făcea părul cu gel, șmecheraș. La un moment îi spune lui mamă sau și lui tată, mai lăsați-mă cu adunare, mie nu-mi trebuie pocăință. Și de azi înainte nu mai merg la adunare. Măi, mamă să îl cheamă pe fratele ăsta și spune, măi, frate, Titi, uite ce lucrează cu matale acolo, vină, stai de vorbă cu el. Și fratele mi-a dat mie o lecție. Și el spune, era o fetiță mică de 8-9 ani, și că spune la frățiorul tău că o vine nenea Titi și îl cheamă până la el. Dar mama s-a spune, lasă că mă duc eu. Se duce și stă, vine plâns înapoi, nu vrea să vie. Îi spune la fetița asta, spune la fratele tău că nenea Titi o ruga să vii până aici. Tasă, lasă că mă duc eu. Bă, se duce, să auzea o certăraie, vine tasă, nu o vrea, frate, ce mă bat cu el. Fratele Titi spune la fetiță, spune că am spus eu să vie. Se duce și vine cu el de mână. Și îi spunea Domnul, ce înseamnă trimitere? Că cel care te-a trimis îți dă și putere. Nu te-am trimis eu, îi spunea Dumnezeu lui Moise. Noi toată ne ducem ni trimiși. Credem că știm că putem, am mai făcut și greșim. Și acum fratele îi spune, măi, eu știu că tu ai spus că nu mai mergi la adunare și că nu mai ai nevoie de pocăință, dar uite, noi facem o rugăciune, dacă vrei te pleci pe genunchi, dacă nu, nu. Dar noi vrem să facem o rugăciune, că nu e obiceiul. S-o pleca și ies un cuvânt. Ascultă, tânurile, știu durerea din inima ta și părerea ta de rău. Știu cât îți pare de rău și am hotărât să te iert, să te primesc. Băi, el a căzut jos și plângea ca un copil. Îmi spune fratele Titi, urmare, a doua zi lucram pe șantier, era plin de mortar. Și spune, băi, tu și cumpără o pâine, dă bani încoace. Până atunci când ducea după pâine să schimba, să aranja, a venit cu murdar și cu pâinea. Acum este slujitor, slujește în adunare. Care era taina inimii? El în inima lui, îi părea rău, dar în
teribilismul ăsta care l-au tinerii, nu am nevoie. Dar taina inimii era alta. Noi de multe ori când vorbim de taina inimii, vine acolo, Domnul îi dă un păcat pe față. Nu, nu, Domnul nu face așa. Și acum, prorocia trebuie să conțină descoperire. Și prin descoperire se ajunge la zidire, sfătuire, mângâiere sau descoperă viitorul, predicție. Domnul spunea, Petru, o să vină vremea când alții te vor încinge. Când veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, nu va rămâne piatră pe piatră. Tot ce a spus Domnul era cuvânt profetic. Da? Descoperea viitorul, predicție. Asta poate și eu spun trebuie să conțină o prorocie. În al doilea rând, o prorocie poate să conțină și mustrare. Că vorba din Apocalipsa către cele șapte biserici erau cuvinte profetice pentru fiecare. Și dacă ați văzut dumneavoastră, Filadelfia a ieșit mai ieftin. Dar pentru toate a avut cuvânt de mustrare. Cineva mă întreabă, frate Rauș, dar scopul prorociei mângâierea, îi permis mustrarea prin Duhul Sfânt? Îi permise. Scopul final e mângâierea. Că după ce Domnul descoperă taina, te mustră de ce ai făcut, te învață ce trebuie să faci, tu pleci acasă mângâiat. Deci poate să conțină și mustrare. Prorocia poate să dea o direcție de slujire. Fapte 13:1. Pe când posteam și ne rugam, Duhul Sfânt a spus, spuneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru care l-am chemat. Cineva, erau alegeri de comitet, era alegeri de păstori, spune, băi, Duhul Sfânt se bagă, el întreabă, băi, cum să nu se bage dacă biserica e Domnul? Și el e capul bisericii. Adică Domnul Iisus nu-i implicat cine-i păstor în adunare? Nu-i interesat cine-i în conducerea adunării? Pentru că în fapte 13, Duhul Sfânt o dat o direcție. Și Duhul Sfânt are voie să dea direcții cu specificație să fie de la Duhul Sfânt. Să fie de la Duhul Sfânt. Noi când am avut alegeri în biserică, fratele Iremia, un om al Dumnezeu, 30 ceva de ani prezbiter, ani de pușcării, în vremea lui Ceaușescu, omorit, nu mai aveam pe ce ne pune. Și s-au apărut probleme. Unii spunea, băi, facem vot secret, cine iese la vot secret, nu mai complicăm lucrurile. Altul spunea, asta la căminul cultural cu vot secret. Duhul Sfânt să pui. Cum? Prin prorocie. Și am întrebat, fraților, aveți încredere în prorocii noștri, dacă un frate se ridică, se prorocește, că Ion trebuie să fie. Apoi să nu fie de la noi. Bun, să nu fie. Dar dacă vine altul, aveți încredere? Dar depinde pe cine aduci. Și iată că a apărut îndoiel și aici. Până la urmă ne-a ajutat Domnul și am pus. Dar eu spun că Duhul Sfânt este implicat în mersul adunării și poate da direcție de slujire unuia. Eu am fost cu un frate în Austria, la un băiet care a avut o casă frumoasă în Bosanci, o vândut-o și a făcut o altă casă frumoasă în Viena. Am întrebat, Andrei, cât te da pământ? 350.000 de euro. Băi, pe un pet, frate Drauș, așa pământul. Și a făcut un căsoi mare, cu firmă, cu oameni. Și prorocul se uită la el și spune, măi, mi-a spus Domnul, spui mâna pe Scriptură, că vrea să te fac predicator. El a început să râdea, bivirii, frate, are Domnul. Duminică a predicat la noi. S-a mutat iar în țară, a făcut o casă frumoasă, are vreo 7-8 copii. Domnul a avut o predică, dar și până acum, de când s-a mutat la noi, are Domnule un cuvânt și mi-a spus, Costică, când a avut Andrei lucrare, aproape de când nici eu nu... Deși știa că prorocul e bun. Și tatăl, nici eu nu m-am gândit, o rămas surprins, dar plăcut surprins. Deci un predicator bun, un băiat tânăr, cu pocăință în el, dar Domnul i-a spus cu 10 ani în urmă, pune mâna pe Scriptură că Domnul vrea. Poate Duhul Sfânt să implice? Poate să dea direcții de slujire? Poate. Și acum Duhul Sfânt prin prorocie are descoperiri, are mustrare, are o direcție și mai are ceva în 1 Corinteni 14 cu 31, că poți să prorocească toți, dar pe rând, pentru ca toți să capete învățătură și toți să se îmbărbăteze. Duhul Sfânt poate da învățătură, frate. Noi avem acele prorocii contestate de multe ori și aici trebuie un tare mare echilibru, că este câte o soră care predică câte 10 minute și vine învățătură, spune, soră, dar te băgați în postata mea.
Că eu sunt învățătorul. Hai să ne gândim că atunci când Pavel a scris versetele astea, nu era Sfânta Scriptură și Duhul Sfânt se implica direct și da învățătură prin prorocie. Și acum, dacă este Sfânta Scriptură, Biblia are peste 31.000 de versete. 195 sau cât mi-au spus. Deci peste 31.000 de versete. Eu am o problemă. Care verset să-l aplic eu din 31.000? Și mă duc pe genunchi și vine prorocie și spune: ascultă, n-am lăsat eu scris în cu... Eu am auzit prorocii din astea. Am auzit prorocii din astea de la proroc care era orb, nu vedea și nu știa cartea. Și mergeai la el și spunea: n-am, frate Trăchiță, Sandu, n-am lăsat eu scris în cuvântul meu? Și spunea versetul un om care nu vedea nimic și nu știu cartea niciodată. Bă, și spunea versetul. Adică el lua din 31.000 de versete, lua unul care s-a aplicat la nevoia ta și ți-l spunea acolo. Poate Duhul Sfânt face asta? Amin. Dă, Doamne, să fie așa. Bine, eu cu prorocul ăsta am avut experiență foarte mult, era un om tare năcăjit, dar prorocie în adunare, ascultă poporile, iată ce am lăsat eu scris, și spunea verset pe de rost. Și erau frați bătrâni care nu știau, mă scrie așa și căutau, da, scrie, cum o prorocie fratele Trăchiță, așa este. De unde știa omul ăsta? De la Duhul Sfânt. Odată am fost cu un om de ajutoarele, am fost cu un frate care a primit un tir de ajutoare. Am zis: băi, hai până la fratele Trăchiță la o rugăciune. Asta era inginer, pregătit. Ne plecă: ascultă, bărbatule, mâinile să fie curate, să nu împarți numai la tăi. Amin. Zic: băi, bine mi-a vorbit Domnul. Mă duc cu un președinte de la noi, facem o rugăciune. Zic: frate, ați avut lucrare? N-am avut. Mai facem una? N-am avut. Și acum fratele Costică Germanu zic: hai să mulțumim Domnul. La a treia rugăciune: ai avut lucrare? N-am avut, frate. Și fratele spune: băi, dacă nu au avut, e bine că au spus că nu au avut. Că doar au văzut că eu vreau și altul era ispitit să-mi spună ceva. Dar omul era foarte sincer, foarte nevinovat. Frate, n-am avut nimic. Și câteodată e bine așa. Unde suntem? La punctul 4. Bun. Ce este prorocia? De ce e nevoie de prorocie? Care e scopul prorociei? Care e conținutul prorociei? Rămânem. Deci poate fi învățătură, mustrare, descoperire. Și hai să ajungem la punctul 5. Eu am fost foarte preocupat și în continuu m-am gândit dacă eu aș putea proroci sau nu. Doar la stăruință am umblat din mic copil. Puterea am avut și eu. Câteodată îmi venea să spun: așa vorbește Domnul. Îmi venea să spun. Mă gândeam: măi, dar-s proroc sau nu-s proroc? Și dacă spuneam, nu spuneam rău, să știți. Dacă aș fi știut să spun: bă, Paulule, sfințește, pregătește. Asta nu însemna prorocie? Atunci eu ce vă spun? Vă spun din Sfânta Scriptură, din experiența mea personală și din multe, multe discuții cu tot felul de proroci. Măi, tu prorocești, Victoraș. Cum de tu prorocești și eu nu prorocesc? De ce tu spui așa vorbește Domnul și eu nu pot să spun așa? Doar să pocăi și eu. Ei, și am înțeles, ca și la vindecări, Domnul nu are un anume tipar. Nu are un anume tipar. Unii proroci, că prorocia este un mers prin credință. Nu poți prorocești dacă nu ai credință. Unii proroci mi-au spus: frate, mie îmi vine un cuvânt care e clar de la Domnul. În momentul când a rostit cuvântul acela, urmează celelalte de la Domnul. Altul îmi spune: frate, mie Domnul îmi dă o frază întreagă. În momentul când am spus fraza aceea, începe Domnul să-mi completeze, să-mi spună. Alții spun: mie îmi pune, încep cu un verset din Biblie. Alții îmi spun: eu am un simțământ lăuntric că-i de la Domnul. Unora Domnul le pune un gând, o idee care trebuie să o transmită. Ciobanul o spune în felul lui, medicul o spune în felul lui, chinezul pe limba lui, românul pe limba lui. Dar Duhul, dă în Duhul omului ideea adunării din Sfânta Treimii, asta trebuie să spui. Și aici este redarea care spuneam eu a prorocului. Nu sunt la fel. După cum
Altcineva din zona business spunea, frate, eu când am început să prorocesc, ei au semnele lor, ca să știe că de la Domnul, mai ales pentru început. Am văzut scris cu litere de foc și eu citeam. V-am povestit, poate, am fost odată la Vicov, la fratele Mitric, un bătrân înalt, capul alb, impunător, om pocăit, și el, printre altele, mi-a povestit cum s-a pocăit el. O zic, frate Dragoș, noi eram parcă 6 frați, dar nepoții, părinții lui Mitric, Florina, lui Dan, ăștia mari, ei toți erau ca niște brazi, așa. Și eram tare răi și bătăuși și tata și mama au fost de câteva ori la pocăiți. Și le-am spus, nu mai mergeți la pocăiți, de azi înainte ne faceți de rușine. Și când au venit Paștele, am pregătit coșulețele cu ouă, cu pască, cu tot, ca să mergem la sfințit. Dar au spus, băi, hai să ne culcăm întâi, ca să dormim, nu dormim la biserică acolo. Și spune, frate Dragoș, o dat Domnul un duc de somn peste noi, ne-am sculat duminică dimineața, soarele sus, oamenii venind la biserică, noi cu coșulețele tăte pe masă. Și am spus, bă, mai răi ca păgânii, bă, ce facem? Și unul spune, băi, hai la pocăiți, că iau acum, duminica. Și am plecat la pocăiți. Unul nu a vrut să vie. Băi, eu nu mă duc la pocăiți. O zic că noi ăștia 5 am intrat, când ne-au văzut pocăiți, le-au cam stat ceasă, că știa cine. Dar noi ne-am pus 2 mai încolo, unul aici, 2 mai încolo. Și lângă mine vine o bătrână cu un canet, o zic că vrei să cânti cu mine. Da, o bătrână, el, dita mai... A început să cânte amândoi. Zic, băi, frate, așa ne-a plăcut de tare, ca a doua duminică și am spus la ăștia, băi, mai mergem o singură dată, hai și tu cu noi, că suntem frați. Băi, eu nu... băi, hai cu noi. L-o convins și-o mers și spune, când eram la timpul de rugăciune, un frate spune, un frate care îndemna să se roage. Zic, frate Dragoș, pe peretele adunării a început să apară scris litere de foc. Eu le citeam, zic, adunarea era hoho de plâns, era un, iertați, un golan venit de la joc. Adunarea era ho-ho de plâns și când am văzut că scrie amin, am citit amin. Și de atunci a rămas în adunare toți. Și când am luat eu Biblia, am uitat, avea 2 date. Asta m-ai povestit-o, că asta o țin și eu minte. Am spus, frate, văd că ai 2 date trecute. Una e când ne-am pocăit. Și a doua, a început a plânge, zic, frate Dragoș, am avut o dată în viața mea un moment când n-am putut să mă împărtășesc cu cine aduc. Și am scris acolo ca să nu uit niciodată. Odată n-am putut, am avut o problemă și nu m-am putut împărtăși. Eu mă gândeam dacă aș fi scris eu, de câte ori nu am putut să mă împărtășesc în toată viața, cum stați cu asta? Dar noi intrăm aici. Unde am rămas cu prorocia? Ce este prorocia? De ce e nevoie? Care e scopul? Care e conținutul? Și cum vine o prorocie? În mod divers. Fiecare care are lucrarea, are înștiințarea, simțământul de la Dumnezeu, are un anumit, mai ales pentru început, un anumit semn care îl pune el cu Dumnezeu ca să nu fie înșelat. Când vorbim de manifestarea prorocie, la noi dacă ar veni Agag, l-am oprit. Că în cât fapte 21, o luat un brâu să o încins până sus, a? O zic, așa vorbește Domnul, la cui brâu ăsta așa v-am fi încins. E manifestarea Duhului. S-a împlinit la Ierusalim? S-a împlinit. Pavel a fost, că era brâul lui Pavel, nu? E o formă. Dar trebuie să știm chip cuvincios și rânduiala. Mai există anumite descoperiri care au fost ca o parabolă când au venit în Nathan, la David, cu omul bogat, cu omul sărac, cu melușica. Asta este modul de a spune a prorocului. Eu am cunoscut proroci și oameni al lui Dumnezeu care în discuții care le aveau cu tine aduceau unele întâmplări. Băi, frate Dragoș, ce mi s-a întâmplat mie odată? Sau povestea, am cunoscut un frate la Biblia. Era exact cauza ta. Când te ai gătat vorba, nu mai vine nevoie nicio prorocie. Gata, frate, știu ce am. El îți vorbea în parabole, în comparații, tot de la Dumnezeu. Cronici 25... proroceau cu alăuta. Manifestări diferite. Acum trebuie să știm care, ce înseamnă chip cuvincios și rânduială la Sfânta Treime. Dar așa se manifestă o prorocie. Da, terminăm imediat. La 6 care era, cum să verific o prorocie?
În primul rând, dacă o prorocie este de la un om rău și păcătos, n-am ce verifica. Colegul are oamenii smochini din spini, fă pomul bun și rodul lui bun, da? La noi am avut un frate care, când eram eu copil mic, prorocea în adunare. Ne ridica la adunare și prorocea cu putere. S-a lăsat de pocăință, vreo 20 și ceva de ani a fost în lume. La crâșmă, băut, bătut, așa. La un moment dat, într-o duminică dimineață, eu eram la învun, el pe ultima bancă. Când făceam slujba, el se ridică, frate Dragoș, am avut de la Domnul lucrare să citești din Cartea Faptelor. I-a spus, fratele meu, nu-i spun nume, că am auzit că filmați acum, fratele, trăiește, vă rog frumos, stați jos, eu de acolo m-am citit, am mai citesc, și la urmă i-am spus, măi, din tăta adunarea asta, ieri erai cu sticla în mână, ai venit în prima zi la adunare și ești mare proroc, măi, eu de la dumitale nu am ce să iau. Când unul care i-a despărțit din femeie și a luat alta, când unul care a curvit, când unul care a făcut toate prostiile, vine că el are de lucrări de la Domnul, dați-mi voie să fiu rezervat eu. Pentru că eu nu culeg smochine din spirit. Nu culeg, că nu mă lasă Scriptura. Deci prima dată ne uităm că după roadele lor îi veți cunoaște. Când le știi faptele, când le știi roadele, când știi fumul care e în urma lor, ce se mai verific? Dacă e bun sau rău aici, n-ai ce lua. Dar sunt cazuri în care prorocia trebuie cercetată. Necercetarea e un dispreț. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci, prepoziția de via, ci cercetați toate lucrurile. A nu cerceta e egal cu dispreț. Acum la noi se întâmplă, câte o prorocie greșită în adunare, eu care conduc programul, nu mai amintesc, o lăsa ca să uite și frață că... Dar nu e corect așa. Corect e să mă duc și spun, soră, n-ai prorocit bine. Uite ce spune Scriptura. A necerceta Scriptura, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți, din potrivă, cercetați-le. Înseamnă că necercetarea e dispreț. Și prorociile, dacă vin de la Dumnezeu, din al treilea cer, vin până la noi, noi nu catadisim să le ascultăm, să le cercetăm? Și acum ce cercetăm noi? Cercetăm dacă sunt biblice. Deci primul etalon montat de măsură e Scriptura. Și vă repet iarăși, asta e înțeleasă. Nici o prorocie nu poate fi împotriva Scripturii. Eu m-am întâlnit cu astfel de prorocii, frate, dar au fost lucrare, dar tu știi ce-i fratele. Am fost cază când au fost de la Domnul să lasă nevasta. Nu vă dau nume, că așa. Băi, nu se poate să fie de la Domnul, măi. Că eu urăsc despărțirea în căsătorie. În Maleah o urește și prin sora o iubește, nu? Dar nu mai spun, că sunt multe cazuri, hai trecem mai departe. Deci nu poate fi împotriva Scripturii. Cercetată dacă e biblică, cercetăm dacă e reală. Iată că mâine la ceasul se va vinde floare de făină și mâine nu se vinde nimica. Acum când sunt prorocii date peste sute de ani, ca lui Isaia, când sunt prorocii la modul general pe care nu le poți cerceta, ne rezervăm dreptul să ne mai așteptăm. Dacă unii dau prorocii cu punct și virgulă și nu se împlinesc, atunci dați-mi voie să stăm de vorbă cu omul acela, spui, măi omule, e a treia oară când ai aceeași greșeală. Nu crezi că îl salvezi pe om dacă nu-l tragi de mânicuță. Mai degrabă, odată un proroc bine cunoscut a ratat mai multe prorocii. Și noi ne-am rugat, am stat și eu de vorbă cu el, nu prea accepta el că... Și vorbesc cu un frate în vârstă și spun, măi frate Vasilii, ce cu... Băi, m-a rugat Domnul, nu? Domnul mi-a arătat ca o sobă în care se face foc cu lemn. Tot punea foc, veneau mulți să încălzeu, dar au zis că soba aceea nu era curățită de mult. Și din când în când, bufnea odată și făcea un prăfălău și un fum, după aia iară se liniștea și iară se încălzeu frață. Nu suporta să fie corectat. Nu suporta să fie cercetată lucrarea. Băi, frate, ai avut lucrarea? Hai să vedem, mai că nu... Ce? Așa mi-a vorbit Domnul, nu crezi, ești împotrivă? Nu sunt împotrivă, măi, omule, dar lucrările trebuie cercetate. Și predicile cercetăm. Eu am curajul să afirm un lucru care unii vor comenta. Prorocia rostită de un om nu este infailibil ca Sfânta Scriptură.
că pot să se strecoare, așa cum spuneam, greșeli mici, la interpretare, la redare, că spune așa vorbește Domnul. El spune așa vorbește Domnul, dar redă cu el. Deci avem voie să cercetăm Scripturile. Dacă îți venite prin un om al lui Dumnezeu, dacă sunt biblice, dacă sunt reale, hai să intrăm puțin la punctul 7. Aici câteva lucruri le-am observat eu în manifestarea darului, mi s-au pus și mie întrebări. Frate Dragoș, am observat proroci care prorocesc, au câteva cuvinte în altă limbă, după aceea în limba română. Repet aceleași cuvinte, două, trei cuvinte, iarăși în limba străină, limbi străine, și apoi prorocesc altceva. Câteodată spune aceleași cuvinte, dar cu totul altceva în românește. Cum se explică asta? E corect? Și acum, există darul vorbirii în alte limbi și tâlmăcirea limbii. N-am spus traducere, am spus tâlmăcire. Acolo cum se manifestă darul? Cineva vorbește în altă limbă și cineva tâlmăcește ce spune el. Acolo vorbirea în altă limbă trebuie să fie cursivă, are alte cuvinte, cu frază, cu porniri, cu opriri, ca și o limbă omenească. Iar cel care tâlmăcește, ține cont de vorbirea în altă limbă inițială și el n-o traduce, că nu-i cuvânt pe cuvânt. Că o văzut împăratul un cap de bână, meni-meni în techiul farsi. Și a venit Daniel, numărat, cântărit și împărțit, dă-mi aurul. Nu așa. A spus împărate, asta era traducere. Dar a spus, Dumnezeu te-a cântărit, a văzut că ești ușor și împărăția ta, că Dumnezeu avea interes ca omul să înțeleagă. De aceea, la vorbirea în limbi și tâlmăcire, este un corespondent, câteodată și ca litere și ca număr de cuvinte, prorocia poate să vină direct în limba română, fără niciun cuvânt în altă limbă. Poate. Am întâlnit. Așa vorbește Domnul. Este prorocia autentică. Ce-i cu vorbirea asta în altă limbă la proroc? Biblia spune că cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine. Aminteam din Roman 12 că fiecare după măsura de credință. În momentul când eu vorbesc în altă limbă, eu mă zidesc pe mine, îmi crește credința. Explicam odată că Duhul Domnului vine așa înspre proroc, credința prorocului, Duhul prorocului, se cuplează cu Duhul Domnului, are loc prorocia. În momentul în care omul prorocește, fiind domn, are ispite de necredință, are slăbiciuni, îi scade credința. În momentul când îi scade credința, el vorbește în altă limbă, vorbind în altă limbă se îmbărbătează, se cuplează cu Duhul Sfânt și prorocește mai departe. Eram în America, într-o biserică, la fratele lui Gimițoi. O tânără a început să prorocească, vorbea în limbă, mult. Spune, ascultă poporule. Iar vorbea mult, sfințește-te. Iar mult, fii gata. Iar și eu mă rog, Doamne, ce cu fata asta? Și Domnul mi-a dat o combină de asta care e treier greu, cu o masă mare de 6 metri, și combina aceea merge, prindea câte un spic, arunca două bobe de greu în coș, iar merge, mai prindea un spic, arunca două bobe. Și am înțeles că fata aceea are dar curat. I-am spus, frate, fătuca asta, care o fată, are dar de la Dumnezeu, are o măsură mică de credință, pentru că și prorocia trebuie să aibă un înțeles. Când vorbești mult în altă limbă și puțin în românește și iară mult, oamenii nu mai știu cu ce ai început. S-ar putea să uite. Deci prorocia trebuie să, mesajul fie foarte clar. Omul să înțeleagă, chiar dacă ai rostit două, trei cuvinte în altă limbă. Dar pe total, prorocia este înțeleasă. Și am spus, măi fată, tu ești de la Domnul, ai dar de la Domnul, trebuie să crești în măsură de credință. Deci așa explic eu vorbirea aia în altă limbă, câteodată similară, la fel, aceleași cuvinte și altceva în română. Aia nu-i tâlmăcire, aia numai o zidire spirituală a prorocului ca să poată continua prorocia care o dă Domnul. Încă ceva. Mi s-a mai pus o întrebare așa. Frate Dragoș, de ce câteodată dacă unul se roagă individual,
are șanse mari să aibă un cuvânt. Și dacă nu se roagă, nu are lucrare. Ce nu știe Domnul că și fratele de acolo are nevoie? Sau de ce câteodată sunt descoperit amos pentru fratele, am văzut și pentru matale, dar pentru acolo de ce n-ai văzut nica? Că înaintea lui Dumnezeu tot sunt egal. E corect? Asta nu-i treaba, nu-i vina lui Dumnezeu. Asta e problema prorocului. Că Habacuc spune așa, m-am dus pe turnul meu de strajă ca să văd ce îmi va răspunde Domnul la cererea mea. În momentul când unul slujește public sau când prorocul are o curiozitate, vrea o informație despre cineva, el se duce pe turnul de strajă. Prorocul e om ca și mine. Are nevastă, are copii, are pensia mai mare sau mai mică, are greutăți. Când la rugăciunea în comun, el se roagă, Doamne, ai grijă de fata mea, el nu stă pe turn. Ca o Domnul să se răspundă, prorocul trebuie să stea pe turn, să întrebe pe Domnul și Domnul îi răspunde la cererea lui, la întrebarea lui. Și atunci eu mă plec pe genunchi, Doamne, ce-i cu câmpianul ăsta, Doamne? Te rog, spune-mi. Și Domnul răspunde. De fratele Nelu nu mi-a spus că nu l-am întrebat. Asta aparține de foarte multe ori prorocului, treaba prorocului, nu-i treaba lui Dumnezeu. Și dacă Domnul vrea să dea o descoperire în mod expres a cineva, o dă. Asta e treaba lui Dumnezeu. Dar nu-l facem vinovat pe Dumnezeu aici. E treaba prorocului. Și pentru proroci începători, eu le sugerez, când întrebați pe Domnul, nu puneți 10 întrebări. Cine prorocește știe. Puneți una. Că punând 10 întrebări la Dumnezeu, cicoceala, ce-a să fie cu vaccinul, ce-a să fie, să nu înțelegi răspunsul care ți-l dă Domnul. Un proroc cu multă experiență discerne, știe. Proroci începători nu vă avântați în lucrări foarte mari cu măsură de credință mică. Ar mai fi o problemă. Frate Dragoș, am fost la un proroc, am avut o lucrare. M-am dus la alt proroc, am avut exact invers. Băi, și oamenii lui Dumnezeu, amândoi. Care din ei doi a fost mincinos? Și atunci eu am spus așa. De foarte multe ori noi ispitim pe Dumnezeu și de multe ori ispitim pe oameni. Am întâlnit oameni de ăștia. Stă cu cafea în față și dă telefoane la 5 proroci ca să facă el un rezumat. Și spune, frate, dar ăștia sunt proroci. S-ar putea ca Domnul să fi vorbit prima dată bine. Nu ți-o convenit. Și ai mai fugit la altul. Vine Iosif și spune la Iacov, tata, am visat un vis. Ce-ai visat, mai băiete? Eram la secerat și snopul meu a stat în picioare și celorlalți au căzut jos. Eu vă întreb, visul era de la Domnul? Și l-a crezut Iacov? Am mai visat un vis, că soarele și așa, era de la Domnul? Și l-a crezut? Acum Pavel spune în Tesalonicieni, fiindcă n-au căutat să păstreze cunoștința adevărului, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și acum, el nu a crezut adevărul. Urmează partea a doua. Dumnezeu lui Iacob îi trimite o lucrare de rătăcire. Vin băiețul lui cu o haină muiată. Tata, am găsit-o în câmp. Era drept? O crezut Iacob? Dar de ce? Că așa spune Biblia. Când Domnul îmi spune mie să mă pocăiesc, mie nu-mi convine. Și fug la fratele Viorel, frate, n-ai într-o caie, m-am avut că Domnul te folosește. Nu-i vinovat prorocul acela. Domnul ți-a trimis o lucrare de rătăcire ca să creezi o minciună. Vorbesc în cazul prorocilor autentici, nu falsă. Nu de cei care s-a încumită să vorbească ce nu i-a pus Domnul. Dar am întâlnit oamenii lui Dumnezeu cu mesaje contradictorii și când le-am analizat, era o rătăcire îngăduită de Domnul pentru unul care nu era serios. Și să nu dăm repede vina pe proroci. Am rămas dator cu căpătăm învățătură. Există, mai ales în cazul surorilor, nu știu de ce eres mai îndrăzneță ca frată câteodată, și mai ales în cazul celor care nu au acces la amvon, să prorocească câte 10 minute fără descoperire,
fără direcție, numai de dragul de a vorbi. Cu asta nu sunt de acord. Și chiar un cuvânt din Scriptură, lăsați să-l spun învățătorul. Prorocia trebuie să aibă și descoperirea în ea, ca să nu rămân dator. Sunt de acord că Domnul învață prin prorocie, dar nu sunt de acord că prorocul sau nu știu care soră predică în locul păstorului. Și aici revenim, da? Unde am rămas? La diverse, la capitolul 7, parcă. Cum e cu lucrările contradictorii? S-ar putea să fie proroc fals, sunt, acceptăm, da? Nu putem spune. Pe cineva întreabă un prieten al meu, un din alt cult. Zic, băi, la voi sunt proroci mincinoși? Ați spus, s-ar putea să fie. Dar la voi, întreabă, voi aveți proroci mincinoși? Nu. Dar proroci buni aveți? Nu. Măi, la noi sunt și mincinoși, recunoaștem ce să ne dăm mai mari decât, dar sunt și proroci buni. Deci cultul pentecostal și-a asumat lucrarea de profeție, de prorocie, cu toate riscurile. Ca să spun acum că la noi toți sunt de nota 10, aș fi un fals. Dar eu vreau să vă spun că la noi sunt proroci. Iar mi-aduc aminte că-s filmat. Eu am fost la Cluj, am avut o întâlnire cu tineri, temă de rugăciune, motou puterea rugăciunii. Adunarea foarte plin acolo de tineri, le-a spus, băi copii, rugați-vă că Dumnezeu vă ascultă, măi, credință și credință. Eu am avut o problemă personală. Hai să vă spun, mă, dar oprește-le așa. Voiam să angajez una din fetele mele. O temnă la Cluj, dreptul, la Palatul de Justiție din Suceava, s-au scos 6 posturi. La concurs au venit 80 dinși. Ea a reușit pe locul 6, la egalitate perfect cu aceia de pe locul 7. Perfect totul. Și a spus comisia, noi ne întrunim și avem dreptul să alegem între locul 6 și 7. Eu m-am rugat și am spus, Doamne, doar știi că fata mea e cu minte, botezată, cu Duhul Sfânt, e așa. Am primit știrea, a fost aleasă cea de pe locul 7. Deci eu luat primele 5 locuri și locul 7. Locul 6 nu l-a luat. Și eu, oameni, dar suntem slabi, oameni, am spus, Doamne, dar e botezată, dar cei de pe locul 7 mi-ai pocăită, dar dacă mergi la bar de noapte, dar dacă mergi, explicam eu lui Dumnezeu. Bine, mi-am cerut iertare. Trecem pe lângă voi. Era joi seara, mergem în Ardeal cu un confrate, am văzut o adunare micuță. Am spus, hai să intrăm aici. Am numărat 7 frați și 10 surori. M-am pus pe ultima bancă, în spate la un alt frate. Omul ăla așa nepăsător n-am văzut. Nici nu-mi turna capul să dea, eu n-aveam să-l bat pe mână, vezi că am pe umăr. Nici nu-mi turna capul, impasibil așa a stat. La prima rugăciune, dă mână înapoi, spune, bărbatule, se strigă de la înălțime. Dosarul tău este în fața mea, am dat foaie cu foaie. Degetul meu a dat filă cu filă, m-am oprit în dreptul unei cere. Oamenii nu te pot ajuta, dar eu o rezolv, intră mulțumire că am pus ștampila. Amin. Băi, eu eram cum eram, ăla nici nu-mi turna capul să mă vadă, așa. Eu am crezut, imediat o sunat-o de acolo, o angajat-o, din 7, cel mai bun post, era un post pus deoparte, locul. Așa mi-a fost de rușine, că i-am spus la Dumnezeu, eu cât sunt de bun, și așa. Dar mă gândeam la proroc, n-am mai avut timp să întreb, ce proroc, are lucrări bune? Nu. El nu a dat mâna așa înapoi și gata. Băi, mi-a spus tot. Are Dumnezeu proroci? Hai să prețuim prorocia. Prorocii oameni. Și încă mai eram cu un frate tânăr, bun predicator, și spune, pentru tine am deschis o ușă de binecuvântare, dar unii oameni vor să o închidă. El are afaceri. Zice, băi, bine, o să-ți crească afaceri. El îmi spune, nu, ușa asta de binecuvântare îi să mă ordineze, dar cred că tu mi-o închizi, ai grijă. A spus, măi, nu s-o închid, măi, lasă că dacă o fost a mea bună, e și a ta bună. Suntem la capitolul, la punctul 7. Hai să vorbesc ceva despre pericole în lucrarea de prorocie. Una mare, un pericol mare, că nu spun toate răutățile, este implicarea sentimentală a prorocului. E foarte mare.
1 Tesaloniceni 5:23. Noi avem Duh, Suflet și Trup. Da? Lucrarea asta e lucrare duhovnicească. Eu merg la un bolnav, la o femeie cu 10 copii, copiii plâng și mă rog și omul sentimentalul din mine, dorința mea ca Domnul să o vindice. Dacă nu s-a atent, spune, Domnul va face o lucrare, va face. N-a spus Domnul, a spus omenescul din mine, pentru că m-am implicat sentimental. Și prorocul nu are voie să spui părerea lui. Aduceți-vă aminte că a venit David la cine, la Natan, și a spus, măi, prorocule, eu locuiesc în casă de cedru, șchivotul Domnului în cort. Ce spune Natan? Fă! Dar noaptea Domnul i-a vorbit și i-a spus, nu el, ficiorul lui. Băi, Natan ăsta tot a fost, el ca prorocul a avut părerea lui. Ca păstor, eu am părerea mea, nu spun că e de la Domnul. Băi, eu cred că așa e bine. Ei, dar intervine Domnul, corectează pe Natan și Natan zice, David, nu tu. Eu vă spun o întâmplare. La noi, la Bosanci, în mare parte din Bucovina, nu se face spălarea picioarelor. Un grup de tineri au inițiat lucrarea asta, au fost la fratele Ieremia, dar fratele Ieremia avea o autoritate, eu am mai spus, dacă fratele Ion îi spunea duminică la amiază, oameni buni, azi ieșim pe fereastră. Tăți ieșeau pe fereastră, păi unde au spus fratele Ion. Deci ăsta om cu pușcării, cu prorocii. Odată era o furtună afară și niște nori negri, noi eram însă de post în adunare. Dom'le, așa ne e greală, n-ai văzut. De, hai să ne rugăm, noi trăim din agricultură. S-a ridicat fratele Ion și spune, stați liniștiți, am văzut un înger al Domnului, mergea înaintea norilor, zbura înaintea. Și-a pus mâna pe Bosan și-a spus, aici nu. Băi, oameni buni, de la Ipotești, încolo, farma, tăt, la noi nici cred că nici o bobă. Apoi, cum să nu-l crezi pe omul ăsta? Cum să nu crezi că la un bolnav care a răcnit tătă noaptea, la ora 1 noapte, omni fratele Ieremia și când omni copilul a tăcut. Deci, om al Dumnezeu. Și îi spune, măi, dar ce fac acei care au murit la Cernăuți, nu au făcut spălarea? Ei nu o să fie mântuiți. Dar ce fac așa, dar ce fac așa? Nu l-au putut contrazice. Era un leat de frat mai mare ca mine. Eu eram tânăr în adunare. Dacă fratele Ion a spus că nu, nu a rămas. Nu facem spălarea. Într-o duminică dimineața, fratele Ion spune, fraților, vreau un leghean și un prosop. Astăzi facem spălarea. Nu e rămas așa. Întreba frate Ion de acum, măi, Domnul mi-a arătat o vedenie astă noapte. Era o fântână cu apă curată, din care poporul bea, a venit un înger al Domnului și a întins o pânză albă peste fântână și alături era o altă fântână. Și a spus, nu mai bea de aici, de acum bei de aici. Și eu am întrebat pe Domnul, ce e asta? A spus, asta e cina fără spălare, asta e cina cu spălare. Și la noi se face spălare, pentru că un om care a fost împotriva spălării s-a ridicat și a spus, Domnul mi-a spus, mi-a dat vedenia asta. Aici suntem în multă smerenie. Credeți-mă. Tu ca proroc să spui ceva, te implica sentimental și de multe ori greșim noi. La fratele Clim, Ionel, prezbiter în adunare, tata 10 copii, bolnav. Merge fratele Eugeniuc și îi spune, măi, am văzut că aveai așa ca o sticlă, ca un vizor frumos, colorată, te uitai și te bucurai. E de la Domnul dată. La nevastă să-i spune, și tu aveai o sticlă, așa un vizor, era transparentă, tu vedeai adevărul. El spune, fratele, vii mai până afară. Eu cred că Ionel la meu moare, dar el crede că a fi vindecat și că Domnul și din marginea mormântului, mă, dă-i pace la nădejde asta, că el cu asta moare. Dar bărbatul tău moare. E bine, există implicare mentale să o spui, să nu o spui. Eu am fost în Barcelona la o soră, tot din părțile astea. 26 de ani cu două fetițe frumoase. O scad vine bărbatul, îmi dă drumul o casă, cobor scările și octavă îmi spune, în două săptămâni asta e îngropată. Bă, și de ce nu i-ai spus? Bă, ce să spun? Dar de multe ori noi ne implicăm sentimental, spunem o vorbă noi ca oameni care nu ne-a spus-o Domnul și după aceea nu mai retractăm când e rușine. Implicarea sentimentală e foarte periculoasă în lucrarea Domnului. Oameni buni, spuneți nu după ce simțiți, spuneți după ce vă spune Dumnezeu, că Dumnezeu nu greșește. Alt pericol, ce să vă spun? Mândria? Cred că cel mai greu din toate categoriile în adunare, nu-i cu tineri, nu-i cu
sunt cu proroce. Prorocii au pretenții că ei comunică direct cu Dumnezeu și că voi cine sunteți. La noi era o soră care cam greșea în prorocie. Și a venit fratele ăsta Ion, care spun eu, și cu fratele Lazar Găitan, tu îl știi, doi bătrâni. Noi am rămas să facem repetiții la cor. Ei s-au dus în balcon și spunea, soră, dar nu scrie Biblia așa, dar oprește. Și ea spune, dar eu eram cu urechea la dânsă. Eu vorbesc cu Dumnezeu, voi cine sunteți? Eu cu Dumnezeu comunic direct. Și fratele Găitan spune, nu ți-e rușine la obraz, că n-ai venit tu de la horă. Noi nu eram aici, nu știi cine suntem noi. Tupeu, Domnule, obrăznicie. Pentru că toți prorocii se cred foarte inspirați, foarte călăuziți, smerenie de ceea. Ne trebuie multe, multe la toți, dar și la proroci, ca să existe raport de colaborare și subordonare. Mândria e foarte periculoasă. Eu cunosc un frate care a început să creadă că el e grozav. Îl cunosc bine. Și a avut o lucrare, te voi face de rușine în fruntea unui popor pentru că te-ai mândrit. Și era o adunare arhiplină și pe hol, era seara de rugăciune. Și el strigă la cineva, așa vorbește Domnul, citește la Matei, la 1 Timotei 7, cu nu știu cât. Și acela pe genunchi, nu are 7 capitole. 4 ani nu mai prorocit, nu voia să vină la adunare. S-au dus frații, băi, mitică, adă-ți aminte din începutul tău, de demarajul care l-ai luat, cum n-ascultai de nimeni și cu Domnul ți-a spus că te va face de rușine. Greu, greu, greu o reveni la lucrare și o slujit ani de zile cu darul ăsta. Pentru că mândria e foarte periculoasă. Ce să vă mai spun de corupția financiară? Că spune și în Biblie că dacă îi dai ceva să muște, predică de pace și dacă nu, războiul sfânt. Că dacă te duci la un patron și îți umpli porbagajul cu tete, nu poți să-i spui, am avut de la Domnul că trebuie să te pocăiești, nu? Și atunci trebuie să fim foarte atenți, oameni buni. Nu ne jucăm cu focul, sunt niște pericoli, dacă ți-o spus, Domnul vorbește bine. Poate frica de oameni, a ajuns fratele Pavel Bogdan la mitoc, la rugăciune. Era fratele Grosu Costan, spravegător, și în timpul unei lucrări a început un proroc și păstorul îi făcea... Și Bogdan se uită, zic, lasă-l că pentru asta am venit. Lasă că pentru o lucrare am venit aici în Bucovina. Domnul mi-a vorbit prin el. Și dacă ești președinte, și dacă e păstor, ai o lucrare, trebuie să mă pocăiesc, spune-mi, omule, dacă vrei să merg în rai și eu cu tine. Că dacă nu, cel mai bun, cel mai frumos, cel mai cutare, frica de oameni. Eu cur, să spunem proverbe. Și mândria, și corupția financiară, și multe altele. Ne oprim aici, că timpul a trecut. V-am spus câteva lucruri. Am vrut să spun ce este prorocia, de ce e nevoie de prorocie, care e scopul prorocie, care e conținutul unei prorocii, cum vine o prorocie, cum se verifică o prorocie și alte câteva lucruri puține legate de prorocie. Mă rog Domnului ca să aveți un duh de la Dumnezeu. Amen. Să nu vorbim decât ceea ce ne spune Dumnezeu. Amen. Ca nu cumva să fim vinovați. Și ceea ce ne spune Dumnezeu, să spunem. Domnul să ne ajute. Amin.